Tu iei orice om, cel mai Maica Tereza om din societatea ei, și mâine îl numești deputat-deputată, tu o să ai o scădere de rating, de popularitate, de încredere. Tu ai plecat în Canada cu ideea că faci ce? Eu am plecat în Canada cu ideea că o să caut, dar și fac rușii, dar și fac americanii. Dar cum îi creează asta? Băi, și ne-ar plăcea și mie să fiu așa. Și? Eu am nevoie de 50 de oameni în echipă? Și noi suntem numai doi? Pe mine mă deranjează la tine asta. Pe tine, la mine, și te deranjează? N-a să facă primul pas, eu-s bărbat. Eu-s supirat. Mergi în Orhei, mergi cu 57 la oră. Dar din spate Nissan Patrol. Nu, davai! Mă oparte, davai! Știi? Să grăbești omul. Dacă avea tu la dispoziție un minut de dialog cu Putin. Mi se pare un om destul de rănit și îndurerat. Eu nu simțeam în Moldova dorul și dragostea față de o sărbătoare cu cei dragi, pentru că asta era for granted. Eu asta aveam oricum. La plecare tu simți această rupere și poate nu te așteptai, dar l-auzi pe un cuciuc și te atingi o leacă mai intens, da? Eram marcat de experiența mea la ASEM. Adresam întrebări în timpul cursurilor la profesor și mă trimiteau pe internet, pentru că internetul este profesorul meu, dar acolo proful, nu că lui îi place asta, dar el sugerează să-l oprești după lecții. Sună cineva și spune că s-a reîntors miliardul furat. Da. În ce domeniu ai investi acești $1 miliard? Băgăm într-un proiect mega cosmic în educație. Vine acum cineva la tine și îți propune să te implici în politică, da sau nu? Poți să faci lucruri frumoase nefiind în politică. Prieteni, uitați-vă ce de bine că s-au dus bani din bugetul statului. Pentru că bugetul statului ăsta ce? Asta ca buzunarul. Dacă acolo prea mulți bani, el ce face? Se rupe. Se rupe buzunarul, nu frumos să ieși în oraș cu buzunarul rupt? Iaca asta e stenca, iaca ieși o adun pomana, iaca la atâți ani o smor. Dragi părinți, este bine cunoscut faptul că asta e un stres pentru copii, să aveți o lună sau două în care nu o să vă recunoașteți copilul și așa și-a fost. Împleți-vă de respect și iubire, împărțiți iubire cât mai mult, primiți iubire. Bună, eu mă numesc Marius, asta e direcția succes. Și invitatul nostru de azi, unul special, cred eu, Andrei, noroc. Noroc, salut. Marius, noroc. Și ce faci tu în Moldova? De ce ești tu aici? Am venit pentru că s-au făcut 2 ani de când am fost în Moldova și în primul rând am venit să-mi vizitez persoanele apropiate, prieteni, rude. Și da, și cu întrebarea asta, ce sunt la vama sau ce? Ai venit cu oricare treburi, așa să spunem, post-electorale? Post-electorale? Da, am venit să văd uimirea, nu doar pe fața mea, dar și pe fața celorlalți concetățeni. Nu e legat în niciun caz de politică, din potrivă, noi cu Nata am decis să luăm o pauză, de la internetul grești, eu de la Lumina, pe perioada verii. Să ne bucurăm din 5-6 săptămâni de Republica Moldova, de plus 36 de grade. Noi n-am avut asta de mult, noi am avut minus 36, dar plus n-am avut de mult. Câte grade erau în Canada când ai venit? Era ok, ia unele zile vara când umiditatea e atât de mare încât chiar și la plus 27 este de nesuferit. Dar e puțin mai răcoare decât în zilele în care ești, n-ai aer. Bun, am trecut acum de alegeri. Ți-a plăcut rezultatul? Atât de repede. Rezultatul, nu știu dacă pot să spun mi-a plăcut, dar mie m-a uimit tare mult rezultatul. Cred că nu ar pe tine. M-a uimit rezultatul partidului Acțiune și Solidaritate, m-a uimit rezultatele sau m-a uimit rezultatele altor partide, unele care n-au intrat și credeam că o să intre. Ok. Așa că da, a fost o leacă uimitor. Dacă nu greșesc, analistul Vyacheslav Iuniță în ziua alegerilor scria că Moldova are să fie martoră a unui rezultat nemaipomenit, care nu a mai fost în istorie. Nu știu cum a anticipat el asta, bazându-se pe studii, pe sondaje. Erau mulți sondaje, apropo, referitor la da. Cumva rezultatul alegerilor, chiar și pe Telegram, pe diferite rețele. Dar nu știu dacă a fost un sondaj care îți promit atâtea mandate pentru PAS. Mai este un element interesant. Sondajele sunt studii făcute pe interiorul țării. Respectiv, diaspora nu era luat în calcul. Și ca și cum am putea să calculăm. E uimitor. Deci, nu știu dacă e plăcut, neplăcut, e uimitor. Nu m-am așteptat să văd un asemenea rezultat. Dacă mă întreb de plăcut sau neplăcut, eu cred că noi nu trebuie pentru nici o clipă să uităm toate rănile și dezamăgirile care le-am avut până acum. Noi nu putem să ne permitem. În 30 de ani, atâtea greble călcate, noi nu putem acum să ne permitem să fim naivi, romantici și să credem
Gata, de mâine Wi-Fi în tot Arghei. Ok, voi cu Nata faceți un fel de jurnalism media, așa să-i spunem. Ai un anumit model de care te conduci sau un idol în acest domeniu? Poate de Moldova? În ceea ce facem noi, pe mine foarte mult m-au inspirat americanii, chiar de la începuturi de creații. Pe ce nume? De la creatori de podcasturi, creatori de comedie și eu mai mult probabil mă uit nu la jurnaliști, dar la satiriști. Există așa cuvânt? Cred că da. Satiriști. Comedianți. Ce lucrează ficiorul? Satirist. De câțiva. Comedianți care în ultima vreme au devenit și surse de știri. Trendul ăsta a venit din mass media americană, mai ales că e destul de polarizată, cu comedieni care sunt pro o putere sau pro o poziție. Și de acolo poți să te inspiri. Da, cred că ei m-au inspirat foarte mult în felul în care se tratau anumite știri. Pentru că noi totuși cu Nata nu facem jurnalism factologic, noi facem jurnalism de opinie. Internetul grește este o emisiune de autori, în care opinia noastră este omniprezentă, foarte subiectivă emisiune. Cu toate că adesea încercăm, dacă suntem subiectivi cu unii, hai să fim subiectivi și cu ceilalți. Jurnalismul din Moldova, așa la general, se pare ok, ți se pare că e ușor de scos știri adevărate, nu fake, din jurnalismul moldovenesc? Stai, știri se scoate din jurnalism sau din actualitatea moldovenească? Nu, din jurnalism. Adică cât de ok este jurnalismul moldovenesc ca să te informezi constant? Eu sunt foarte încântat, mai ales pentru interesul meu profesional, dar dacă chiar nu m-ar interesa profesional, eu am o sursă de știri pe care pot să o consult și cel puțin să compar. Eu pot să mă uit la cel puțin 3 buletini de știri în una din zilele săptămânii, pregătindu-mi emisiunea Internetul Grăiește sau pregătind sau pândind, pescuind un subiect pentru Lumina și să mă uit și zic, băi, oamenii ăștia nu sunt de nicio culoare, ei chiar încearcă să facă știri obiective. Tot lumea o depinde tracking. O știre uneori poate să fie prea lungă, una poate să aibă niște supoziții, niște chestii mai subiective, dar nu e manipulare de asta deschisă, cum sunt la surse despre care noi cunoaștem că surse ale anumitui politician sau anumitui partid. Eu am mai spus, am mai vorbit despre asta, eu am văzut exemple în Statele Unite în care era mult mai evident polarizarea asta și m-am întristat, zic, stai alea, că ăștia se consideră piloni din punct de vedere tehnologic și, da, cred că tehnologic și al progresului tehnologic în materie de mass media. CNN-ul introduce holograme prin 2006, nu știu ce, pentru reporteri care nu pot călători ca să fie prezenți în alte zone, știi, filmați în studiouri. Dar în același timp tu vezi cum se tratează un subiect, să zicem, Trump sau plecarea lui Trump, impeachment-ul lui Trump. Foarte acid, foarte cinic, foarte părtinitor de cei care de așa numită stânga americană. Și foarte părtinitor de cei care sunt pro-Trump, zice, dă omul și să aleagă. Și trebuie să pândească un podcast, un autor independent, un creator de comentarii și analize de Patreon cumva, care ar putea să, știi, să-ți dea ție o părere mai echilibrată. Dar în Moldova mi se pare că noi suntem destul de norocoși, că avem surse media și jurnaliști care își fac treaba suficient de bine, încât să nu spui că am rămas neinformat sau am rămas dezechilibrat informațional, dacă se poate folosi termenul ăsta. În afară de politică, cu ce se mai ocupă domnul Andrei Bolocan? Bună întrebare. Încerc să-mi fac timp pentru literatură, muzică, dansuri, copii. Da, exact. De obicei, ora 5 seara, mai ales în ultimii 2 ani de pandemie, ora 5 seara era un semnal de alarmă. Mental, emoțional trebuie să te pregătești, mușul urmează dansuri, ieșiri parc, ieșiri cătat soluții de ce de făcut cu copiii, pentru că ceva trebuie să faci cu ei, pregăti cină, sau poate cumpărături, da. Voi aveți, eu de exemplu admir familia voastră. Opa, și voi v-ați cunoscut cu Nata la Sare și Piper. Mai devreme chiar, da, la Jurnal TV ne-am cunoscut. Acolo faceți mâncare. Da. Cine acum face mâncare? Acum cel mai mult face fata cea mai mare, Eva. Da, Eva în ultimul an are un nou job, ea este responsabil de rețete. Noi coordonăm cu ea săptămânal pentru că noi suntem mulți, noi suntem 66 undeva noi suntem. 166 de membri a familiei noi suntem. Serios, cel puțin atâta să mănâncă după bugetul care a crescut. Noi eram 6, dar cred că am devenit. Acum închipuiți că ai 4 băieți. A, tu crezi că băieții consumă mai mult? Nu știu, eu să... Nu, bun.
mai scurt, se consumă mult și noi am ajuns să facem rețete pe o săptămână înainte ca să putem programa anumite produse alimentare, ca să facem risipă. Când ne trezeam cu, băi, n-avem și mâncat, dar avem 4 feluri de cașcaval, n-ați băcșaș cu chidor cașcaval, care le-am cumpărat negândindu-ne că am vrut, ca, da, iată să facem o degustație, știi? Și au rămas în frigider, e risipă de bani, de resurse, așa că Eva gătește mai mult, eu sunt adesea pe carne, specializat în gătit și îmi place să experimentez, cu toate că nu sunt tare cu grătare și nu știu cum, și mai mult la plită, cuptor. Nata aude cu niște rețete curajoase, îndrăzneață, Natei plac tare mult mirodienile. Așa că eu, Eva, Nata, dar mai degrabă Eva, mai mult gătește, fata cea mai mare. Sonia uneori gătește când avem cremguști. Și da, și Magda mănâncă când Sonia gătește cremguști. Și nouă? Nouă rab de deocamdată, el până, noi am hotărât până 3 ani să-l ținem așa un pic. Știi, cură de slăbire. Da, nu, că el era s-a născut, era, era foarte plinuț, n-avea talie, știi, era grăsuț ca, ca un copil. Și noi vrem un pic mai atletic să-l facem până la 3 ani. Fiind că ai menționat de internetul Grăiește, care e procesul de creare a unei emisiuni? Pentru că știu că e o emisiune foarte recunoscută și cred eu calitativă. Și știm că este foarte greu de construit așa o emisiune, care pașe așa 1, 2, 3, 4 până ajunge vineri la ora 9. Da. Când lucrăm la internetul Grăiește, că nu suntem în vacanță cum acum, noi mereu suntem cu butonul pe Save to Collection în Facebook. Fiind abonați la mai multe surse media pe Facebook, noi vedem o noutate, am intrat, am citit, am văzut cât e de bun conținut, am salvat-o și pe urmă la ședința de miercuri care noi avem, când în Moldova se face joi dimineața, miercuri seara, noi facem o totalizare acestor subiecte, încercăm poate să contactăm vreun invitat, invitată, dacă avem de vorbit cu cineva, ca să stabilim legătura. Ședință tu cu Nata. Eu cu Nata, da, noi nu suntem 52 de oameni scenariști. Ne așezăm cu Nata, decidem. Pe urmă vorbim cu reporterii noștri din diferite zone ale țării, Elena Culic de la Nord, Irina Tabaranu din stânga Nistrului, Mihai Peicov din Sud și încercăm să stabilim, să vedem cu ce subiecte vin ei. Că adesea subiectele lor sunt complementare. Și atunci până joi seara la ora Moldovei, noi deja avem o emisiune închegată. Dacă ne permit copiii, după și vin la grădiniță, școli, noi construim niște teze, asta înseamnă variante de interpretare, comentarii și nu știu, pentru că nu poți pur și simplu, noi nu putem pur și simplu să luăm o știre și să o spunem prieteni, iată ce s-a întâmplat, că atunci e mur în gură, de ce omul ar face singur asta? Dacă noi venim cu măcar cu un adaos informațional și mine tare m-ar bucura și sursele media să facă asta, gen, tu citești despre un proiect de lege, astăzi a fost votat o lege organică în Parlament, ia câte-o. E sec limbajul ăsta. Dacă tu mi-ai spui că 10 ani în urmă asemenea lege încă era împinsă de cineva sau vreo 20 de ani în urmă în România, în Senat, era o asemenea lege, eu îmi fac o pictură despre contextul geopolitic, contextul local, de ce această lege este importantă sau, din potrivă, detrimental, știi, pentru oameni, cum se cheamă, care e răufăcătoare? Da, ok. Da, cu dezavantaje pentru populație. Și noi am vrea să credem că noi asta aducem, nu doar un titlu de știre, dar și o leacă de schelet, de comentarii. Uneori noi mergem în zona absurdului, da? Noi luăm o știre și mergem tare departe și noi ne pare că asta e amuzant. Nu știu, zicem, un politician face ceva rău și noi după asta timp de 10 minute lăudăm asta și zicem, prieteni, uitați-vă ce de bine că s-au dus bani din bugetul statului. Pentru că bugetul statului este ce? Asta ca buzunarul. Dacă acolo prea mulți bani, el ce face? Se rupe. Se rupe buzunarul, nu frumos să ieși în oraș cu buzunarul rupt. Înțelegi? Gândește-o asta. Și că unii apreciază. Nu, ne pare că e de râs. Uneori mai cântăm câte un cântec pe final, care iarăși ne iau leagă de timp să-l repetăm. Cam așa ar arăta. Deci cea mai mare cărniță a pregătirii este de miercuri, joi, vineri se întâmplă emisiunea. Ok. Care a fost punctul de răscruce în care tu ai zis că vrei să te ocupi cu acest tip de conținut? Și, în general, tu ai plecat în Canada cu ideea că faci ce? Eu am plecat în Canada cu ideea că o să caut și eu și Nata noi ne-am asumat această aventură. Poate pentru început chiar visam și ne doream să vedem cum putem penetra spațiul mass media local. Dar am înțeles că e o cale foarte lungă, mai ales într-o provincie cum e Quebec, în care se vorbește franceză.
și ei au o tentă naționalistă, sănătoasă, de protejarea talentelor locale, a limbii și, bineînțeles, un grad anumit de respingere a celor care nu sună ca tine atunci când vorbesc. Noi foarte devreme am înțeles asta, ni s-a tăiat din aripi și am realizat în același timp cât de puternice sunt rădăcinile care sunt făcute aici, crescute aici. Mai ales în ATA cu mulți ani de experiență în TV, în radio. Și tu? Eu mai puțin în radio. În TV? În TV 3 ani jumate, nu pot să mă laud cu tare mult. N-a trecut prin Pro TV, n-a trecut prin Jurnal TV, da, n-a lucrat la câteva posturi radio, avea câteva proiecte de documentare filmate, avea o leagă de experiență în spate pe care eu nu aveam. Eu aveam doar plăcerea de a cunoaște și de a fi curios, de a vedea, dar și fac rușii, dar și fac americanii. Dar cum îi creează asta? Băi, și ne-ar plăcea și mie să fiu așa. Și? E au nevoie de 50 de oameni în echipă? Și noi suntem numai doi? Nu, hai să încercăm să facem și noi ceva, un teap-leap, poate o să iasă. Și așa a apărut Internetul Grăiește. Internetul Grăiește a apărut mai mult, da, dintr-o plăcere de-a noastră de a face live-uri cu Nata în 2016, când era campania electorală. Noi puneam telefonul în față și comentam evenimentele, pentru că era o campanie foarte fierbinte. Da. Probabil pentru prima dată atâta miză s-a pus pe manipulare, pe minciuni, pe fake-uri. Și noi simțeam nevoia să vorbim despre asta. Era pur și simplu incredibil cu câtă poftă unii politicieni o trăjeau conștiințele, urechile și ochii oamenilor. Atât de deschis. Vin sirenii peste noi? Perfect. Peste un an jumate Andrei Năstase dă în chirie orașul Chișinău arabilor. Tuturor arabilor, adică toți arabii din toată lumea, eu în chirie orașul Chișinău. Și lumea distribuie la greu. Ce se întâmplă? Ce facem? E șerbinte, n-ai cum să oprești fenomenul ăsta. Și eu la început credeam că, băi, ai vorbit odată despre fake-uri? Gata, tot lumea să știe să deosebească fake-urile, să avem vaccinul ăsta. Dar trebuie doză în continuu de adăugat. Greblile astea sunt din neoprit, ele mereu o să fie. Asta e o vâdră cu multe capete, care mereu o să înflorească și o să crească. De ce anume politică? De ce nu faci comedie asupra altul domeniu, poate. Foarte bună întrebare. Eu adesea mă întreb dacă aș fi în stare să fac altceva. Eu cred că politica mie îmi servește un cum se cheamă, un fruct foarte, foarte ușor, foarte disponibil, ușor de atins, ușor de consumat și destul, cu un impact destul de mare. Atâta timp cât noi nu avem un show business sau un domeniu al sportului cu vedete din sport, eu nu obosesc să repet asta. Specialistul în comunicare Ion Gros a scris un articol mai demult pe blogul lui despre cum noi ducem lipsă de aceste două domenii atunci când comunicăm, când avem discursuri în spații publici, când comentăm ceva. În mod normal, într-o țară mare există sport, vedete din sport, show business, cântece, actorie, vedete din show business și politică. În politică, la fel, sunt vedete peste tot, dar ele atrag un anumit fel de energie și această energie este ura. Politica nu atrage de, băi, și de tare aș vrea să-l întâlnesc pe Oleg Redman, să-i strâng mâna. Nu, tu urăști oamenii din politică. Chiar și pe cei care ai vrea să crezi că nu sunt așa de, cum zic, detestabil, oricum, politica este un domeniu. Tu iei orice om, cel mai Maica Tereza om din societatea ei, și mâine îl numești deputat, deputată, tu o să ai o scădere de rating, de popularitate, de încredere. Pentru că, normal, politica este învăluită în acest aer rău. Și că noi, neavând show business, poate eu nu-l consum sau nu mă regăsesc în show business-ul moldovenesc tare mult, găsesc pradă ușoară în politică, pentru că sunt tare mulți oameni care se iau în serios, spun minciuni, manipulează, plătesc oameni care să-i laude. În momentul ăsta, știi, sunt niște triggere. Gen, this has to stop. Interesant. Ca și discursul meu, this has to stop. Voi totuși aveți cu 4 copii o echipă că nu e chiar așa de ușor de managuit timpul. Da. Care e secretul echilibrului dintre familie, ce faci profesional și dragostea de partener și așa în parte? Bună întrebare. Eu n-aș spune că este un secret, pentru că asta ar însemna că noi avem o soluție care previne anumite riscuri. Noi avem soluții de gestionare post-factum. Și nu știu, dacă poate sunt alte familii mai percepute, mai Teodor Cârnați, mai buni la gestionarea unor asemenea riscuri. Noi ne întâlnim, călcăm pe greblă și pe urmă avem discuții și în comunicare se naște o soluție. Să zicem că am ajuns să
Avem o săptămână în care n-am planificat activități. Ne-am trezit sâmbătă dimineața și știm că n-avem ce face. Nu reușim nici la caiacuri, am ușa nouă trescut și am ușa Magda avea o zi de naștere la care poate trebuie să ducă. Și nu reușim să ne împăcăm. Ne frustrăm, dar poate spunem, hai azi să lăsăm frustrările și hotărâm săptămâna viitoare să avem un moment mai ciotcos, să recuperăm și aici n-am avut acum. Dar da, adesea e post factum, adică se întâmplă buba, se întâmplă problema și gestionăm prin comunicare. Și cred că asta e cel mai sănătos lucru care poate fi făcut. Să comunici și spui, băi, pe mine mă deranjează la tine asta. Pe tine, la mine, și te deranjează. Și atunci zici, mă tin că I might be wrong, mă tin că eu n-am dreptate în anumite lucruri. Și nu trebuie să pui în frunte orgolii, nu știu ce. N-a să facă primul pas, eu sunt bărbat. Eu sunt supirat, n-a să fac primul. Și la fel și poate în cazul unor femei, nu vreau mult să generalizez, da? Poate asta nu e treaba de sexuri, de genuri, da? Dar e necesar foarte mult comunicare. Cred că putem să facem abstracție și să mergem în afara cuplurilor și a familiilor. Comunicarea e foarte importantă. Iar că, de exemplu, mergi în Orhei, mergi cu 57 la oră. 57 la oră, pe stradă de 50 la oră, da? Ca și cum, la limită, dar te grăbești. Dar din spate, Nissan, Patrol, nu, domnule! Știi? Să grăbește omul. Zic, băi, dacă ai comunica, dacă știem, dacă cumva... Ne spune că la intrare în Moldova, ne spune, atenție, s-ar putea la 57 la oră, unde 50 la oră, să fie oameni și mai grăbiți ca tine. Fă ceva, lasă-l să meargă pe contrasens pe stânga. A, ok, hai măcar o lec să mă dau într-o parte. Dar nu eram pregătit, că nu s-a comunicat. Iată, sau chiar când am fost să mă vaccinez, eu am dat peste niște medici profesioniști, dar ei erau la sfârșit de tură și erau obosiți, eu nu știam asta despre ei. Eu am venit cu atitudine jovială, hi-hi-ha-ha, dar ei erau tare gnabit și obosiți de o zi de muncă și de oameni curioși de al de mine care îi luau la întrebări absolut irelevante. Acum foarte mulți scandaluri raportă în medie referitor la situația oarecum tensionată dintre Moldova și Rusia, că Maia Sandu ar dori să întreții o discuție cu Putin despre trupele rusești din Transnistria, despre finanțarea unor partide de stânga din Moldova. Dacă ai avea tu la dispoziție un minut de dialog cu Putin, ce îi spui sau ce l-ai întreba? O frază. Ce spun și l-aș întreba pe Putin? Băi, nu știu, mi se pare un om destul de rănit și îndurerat. Un om care duce lipsă de iubire, un om care are nevoie de iubire ca să aterizează înapoi cu picioarele pe pământ, să aibă, nu știu, un 10 minute în care să respire, să se simtă și să înțeleagă ce se întâmplă. Dar sigur e bine tot și fac eu, poate măcar 10% din ce fac eu pot să fac altceva. Știi, să-i propune ca să schimbe 10% din ce fac și el, să fac o leacă altfel. Să accepte leacă altă viziune și altă părere. Poate asta își propune. Dar, zic, mie mi se pare un om rănit, care merită îmbrățișat și iubit, care merită readus cumva în spațiul ăsta. Probabil el foarte tare se teme de oameni. Și de asta vrea să răspundă tot cu o monedă de atac, o monedă provocatoare de frică. Eu asta văd o trăsătură de tiran și dictator, care știi se manifestă în cele mai banale și deja studiate criterii. Tu vrei să devii adevărul suprem, tu vrei să fii echipa supremă, tu vrei să fii cât mai mult la putere. Atunci nu numi asta democrație. De ce tu nu ești rege? De ce tu nu faci monarhie asta? Și copilul tău, deci, după modelul Coreei de Nord, o monarhie de succes. Foarte bine cunoscut în lume. Ce te-a făcut să pleci din Moldova? Ce m-a făcut să plec din Moldova? Nu a fost ceva ce să mă împingă să plec din Moldova. A fost o poftă de aventură. Eu aveam un dor de ducă și cred că există mulți oameni în Moldova care au acest dor de ducă, fie la capitolul educație peste hotare, trai peste hotare. Și am fost odată cu Work and Travel, odată cu, la un colegiu în Berlin, odată la universitate în Cluj, dar n-am fost pe un termen mai lung ca să încerc asta pe pielea mea să văd ce înseamnă depărtarea asta. Probabil din curiozitate, din pofta de a cunoaște. Și de a vedea, dar eu pot fi dishwasher în Canada. Cred că pot fi dishwasher. Dar poate să mă alunge cineva după 3 săptămâni de dishwasher. Da, și pentru asta poate să te alunge. Dar pot să lucrez într-o companie de imigrație la un domn din România în Canada, să-l ajut cu documentele. Să fiu un soi de muncitor de birou, știi, după ani de zile în care eu mă credeam mare vedetă la televiziune. Da, cred că pot să fac și asta.
Cred că a fost o serie de dușuri și de experimente și de exerciții foarte necesare, culturale, sociale, emoționale foarte mult. Eu nu simțeam în Moldova dorul și dragostea față de o sărbătoare cu cei dragi, pentru că asta era for granted, eu asta aveam oricum. Părinții erau aproape, rudele și așa mai departe. La plecare tu simți această rupere și poate nu te așteptai, dar l-auzi pe un cuciuc, ei poate nu cuciuc, dar auzi o bucățică de muzică moldovenească și te atingi o leacă mai intens, da? Decât avea să te atingă sau avea să mă atingă în Moldova. Și ce ar trebui să se întâmple ca tu să revii de tot în Moldova? Să revin de tot în Moldova. Eu cred că noi suntem destul de dispuși să revenim în Moldova, nu bazându-ne pe anumite întâmplări sau anumite condiționalități. Dar atât timp cât acum, la nivel de familie, suntem prinși în unii copii în școală secundară, alții copii în școală primară, unul în grădiniță și noi încă nu înțelegem clar sau încă suntem în construcția unui drum pe următorii 10 ani, mi-e dificil să răspund de ce nu m-aș întoarce. Pentru că eu aș putea să răspund și de ce m-aș întoarce în Moldova. De ce te-ai întoarce? De ce m-aș întoarce în Moldova? Pentru că noi suntem înrădăcinați aici și părinții noștri îmbătrânesc foarte mult. Părinții noștri au nevoie să fim aproape de ei. Cred că peste ani de zile, acum ei nu pot să o facă, dar peste ani de zile copiii, nepoții părinților noștri ne vor spune un mare mulțumesc că au avut această mare bogăție, că au cunoscut și părinți de-al de noi, alea că mai rășchirați și moderni să ne numim, care, să zicem, permitem să se vorbească la masă. Și bunica și bunelul care zici, la masă nu se poate de vorbit. Asta e un șoc cultural pentru copchie, că noi ne aducem copchii din Canada, noi ne adunăm la masă anume pentru asta, ca să vorbim. Dar ei în Moldova vin și în Moldova la masă nu se poate vorbi, trebuie de mâncat, trebuie să fie cu minte. Și multe alte aspecte, câini harihamăi, gropi în asfalt, roți care se sparg o leacă mai des decât în Canada, toți și acolo se sparg, mai ales în Montreal, cel mai ambuteiat, dacă pot să spun cuvântul ăsta, oraș din America de Nord, din Canada. Cel mai mult timp în mediu petrece un șofer din Montreal în ambuteiaje din toate orașele megapolisurile canadiene. Așa că nu trebuie să ne plângem pe mare ambuteiaje, în Montreal e și mai rău. Tu cu 4 copii în Canada, cu sistemul lor de învățământ canadian, dar tu crescând cu sistemul de învățământ sovietic, așa să-i spunem, post-sovietic, care ar fi una sau două caracteristici ale școlii canadiene care neapărat trebuie de aplicat în școala moldovenească ca să fie on the top? Ca să iar nu m-aș apuca să laud, pentru că ei tot au lacunile lor. Dar o chestiuță care te face să simți diferența dintre... Mie tare mi-a plăcut comunicarea profesori-părinți. Mai ales că cea mai intensă mea experiență, Nata a mai fost cu fetele mai mari la începuturi și la fel simțea asta. Adică anul trecut Magda a început școala primară. Copchil de 5 ani jumate își schimbă total lumele de la grădiniță și se duce într-o școală unde are alt orar, alți oameni, alt univers. Și nouă din start ne se spune, dragi părinți, este bine cunoscut faptul că asta e un stres pentru copchie, să aveți o lună sau două în care nu o să vă recunoașteți copilul și așa și-a fost. Și această discuție m-a ajutat enorm. Au zis că voi trebuie să fiți acea ancoră emoțională pentru copii, că ei să nu vadă în școală instabilitate și întrânși instabilitate emoțională. Și părintele, nu te iu, și cu minte, nu te iu, dacă părintele din potrivă era o bază de asta, știi, care știe, ok, it's gonna pass, asta o streacă, e doar o etapă, la fel ca multe alte etape din viețile, nu doar a copiilor și a maturilor. Și atunci foarte mult m-a ajutat acest dialog. Mie mi-a plăcut că profii stare deschiși la comunicare pe e-mail-uri, la răspuns la întrebări. Eu probabil am crescut, mai ales eram marcat de experiența mea la ASEM câteva luni, când adresam întrebări în timpul cursurilor la profesori și mă trimiteau la bibliotecă, mă trimiteau pe internet, pentru că internetul este profesorul meu. Și eu zic, wow, și trist. Dar acolo am făcut un pic de colegiu la Montreal. Oprești proful după lecții? Proful, nu că lui îi place asta, dar el îți sugerează să-l oprești după lecții, să vorbească cu tine despre material, așa încât tu să n-ai nicio scuză să nu fii pregătit subiectul sau să fii pregătit de examen. Deci îți dau toate resursele necesare. Ce fac? Na, nu poți acum, învață mai târziu, poți discarci lecția mai târziu, ai întrebări, contactează-mă, răspund anytime, vorbesc cu tine față în față până la pandemie sau vorbesc online.
Mie tare mult mi-a plăcut asta. Și elementul democratic de acceptare, probabil, un element care era prezent și în cultura lor a școlii, foarte de vreme împrumută copiilor, oarecare simț comunitar de responsabilitate. Fie că e vorba de gunoi aruncat pe jos, fie că e vorba de respectul față de mediul înconjurător și oamenii care trăiesc cu tine într-un cartier, de la semne rutiere unde te roagă poate să nu claxonezi sau din potrivă să fii atent că, de fapt am văzut asta și în Moldova, sunt copii cu auz, cu probleme de auz și ar trebui să fie atent cum șofezi. Și asta pornește din școală, pentru că copilul petrece un full time la școală. De asta ei repede se despart de limba română, dacă cumva au venit acolo, știi, cu rădăcini din Republica Moldova. Și mă bucur să văd că ei vin cu un set de valori foarte bune. Dar au și ei lacunii lor. Sunt școli care sunt bine cotate, sunt mai puțin bine cotate. Este o clasă de elevi care își permit să meargă la școli private, sperând sau chiar reușind poate să obțin rezultate mai bune acolo pe viitor. Iată. Da. Bun, îți propun așa o situație. Ești Opa. Liderul unei cele mai mari fracțiuni parlamentare. Îmi place. La alegerile parlamentare din 2054 și ai de partea ta președintele, ai guvernul și la un moment dat sună cineva și îți spune că s-a reîntors miliardul furat. În 2054? Ok, într-un an, oarecare. Da. În ce domeniu ai investi acești un miliard de dolari? Miliardul furat? Da. A, dacă eu aș putea gestiona acești bani? Eu n-aș vrea să dau acum răspunsuri care, despre care ar râde unii economiști sau specialiști în macroeconomie sau politicieni, dar presupun că noi avem găuri foarte mari în buget care au nevoie să fie acoperite, dar tare slab informat ca să spun sigur unde asta ar merge. Bineînțeles că mi-ar fi plăcut să pot spune deschis și să fie susținută această inițiativă pe larg în societate, să fi spus că băgăm într-un proiect mega cosmic în educație. Băgăm cea mai mare bucată de bani, ăștia băgăm în educație. Dar din educație, creditele politice se culeg foarte greu, dacă chiar deloc. Pentru că în educație tu n-ați poți faci ceva și spui, băieți, hai peste 20 de ani, ați vedeți, voi m-ați votat, eu am fac reforma asta, peste 20 de ani, ați vedeți și generația să avem. Din păcate, eu nu știu cum de făcut ca acest ritm să nu mai fie așa de izghit și noi, la nivel de cultură politică, să fim o leacă mai vizionari, dar tare mi-ar fi plăcut noi să vrem de la politicieni chestii care să dureze, să avem politicieni care să vină și spună, eu în 20 de ani vreau să ajungem la o Estonie, la o Finlandă, de punct de vedere educațional. Care ar fi reformele, primele două, trei reforme care le faci tu? Nu, mie mi se pare că educația noastră nu trebuie să aibă atâtea, dacă vorbim de educație din școală, dar eu cred că trebuie pornit și mai devreme, de la grădiniță. Probabil trebuie folosit modele de succes. Eu nu știu dacă cel mai de succes model e Canada. Canadienii totuși destul de în America de Nord. Și în America de Nord, timpul părinților nu este foarte tare prețuit. Părinții, după 3 luni de graviditate sau copil, sunt rugați să revină la școală. După 3 luni, de la naștere, tu poți să duci copilul la grădiniță. Europa e un pic mai socialistă în acest punct de vedere. Eu nu știu care model e cel mai bun. Probabil eu mă sunt mai părtaș de valorile astea mai democratice de stânga socialiste europene, în care statul are mult mai mare protecție față de mami, noi născuți, sau cum s-ar numi asta. Probabil un model danez, dar tu îți dai seama de câți ani e nevoie ca noi să avem o conștiință colectivă în care să spunem, pe mine nu mă deranjează că noi plătim 60% TVA, de exemplu, sau cât acolo impozite. Pentru că eu știu că acest TVA se duce în TET și mă lipsește pe mine de îngrijorări. Gunoi, drumuri, ecologie, parcuri curate, tot statul se ocupă și eu mă bucur, eu am încredere în stat. Și sunt societăți care au încredere foarte mare în autorități. Noi foarte tare cu Nata ne uimeam și mulți moldoveni făceau asta în timpul pandemiei de cât încredere au canadienii în autoritățile canadiene. Era incredibil. Erau chiar unele măsuri absurde luate de ei și ei nu prea o aveau cu protestatul, cu ieșit în stradă. Ei acceptau, ei știau că asta e pentru binele din viitor. Pandemia nu se termină joi la ora 14, încă mai durează. Dar noi eram moldoveni nerăbdători. Nu știu ce înseamnă asta.
da, ți-o cum riep din nou soluții, știi? Dar ei acceptau, curfew, ora marțială, da? Ei acceptau, sau Canada, Quebecul de fapt, eu nu știu celelalte provincii când au făcut, dar Quebecul din octombrie, cam până în aprilie, avea interdicție la întrevederi. Noi n-am avut drept să avem reuniuni. Deci cu nimeni din alte familii. Nu aveai voie să te vezi. În Moldova niciodată cred că nu a fost interdicția asta, să faci reuniuni. Probabil a fost, dar nu a fost la început. Nu, probabil statul recomanda, dar la noi se vehiculau amienzi, se vehiculau vizite de la polițiști, care te intimidau suficient de tare încât tu să nu vrei să practici asta. Ți se pare asta o chestie bună? Nu știu, eu încă n-am un răspuns definitiv, mai ales că noi suntem încă pe, nu suntem pe vârful dealului, ca să spunem unde am urcat. Eu am văzut multe opinii, am văzut oameni de afaceri care luau, proprietari de restaurante care luau o atitudine civică. N-am văzut asta aici. Eu am văzut oameni care se plângeau că statul nu vine cu un ajutor, dar eu acolo am văzut proprietari de restaurante care luau telefonul în mână și pe contul de restaurant, noroc. De fapt, și noi am avut un Sergiu Postică, proprietar de restaurant, dacă stăm să ne gândim. Cu toate că am eu rezervele mele față de Postică și deci cum vede el spiritul civic. Apoi, ca proprietari de restaurante care spuneau, băi, sunt foarte bune soluțiile astea, dar e că uitați-vă, în alte provincii nu se iau asemenea soluții rigide, asemenea restricții nu se impun, cifrele scad, poate împrumutăm practicile din altă parte a Canadei. Quebecul era destul de dur totuși în restricții, în interdicții de a ne vedea, în oră marțială și lumea avea o atitudine. Au fost chiar câteva proteste așa mai urățele prin centru, când deamă se făcea cald, că a fost vreo, cred că vreo două, la un moment dat au redeschis foarte multe afaceri și sălile de sport le-au redeschis pentru 13 zile. Ca un fel de test. Pe urmă a fost, nu știu ce, spâșcă la o sală de sport și a închis la loc. Okay. Dar da, eu cred că e prea de vreme amus să tragem o concluzie despre ce soluție este ideală, ce stat a făcut bine. Suedezii care erau relaxați la început și au avut morți printre bătrâni, moldovenii care erau relaxați și rămân relaxați. You never know. Cum vezi tu Moldova la 60 de ani ai tăi? Moldova la 60 de ani. Ai tăi? Mai ei. Mie mi-ar fi plăcut să văd la mei 60 de ani Republica Moldova un stat în care eu la 60 de ani deja să fiu sigur că am o pensie bazată pe anumite contribuții pe care eu am putut să le calculez în ultimii 20 de ani și să le anticip, să am un sistem bancar sănătos, strunit în anumite moduri, atunci când nu se poartă bine, poate de stat, de instituții ale statului, așa încât eu să am garanția unor rate de dobândă sănătoase, decente, să nu mă pun în genunchi o rată de dobândă la o bancă moldovenească. Capacitatea de a face niște investiții la bursă, capacitatea de a apela, nu știu, la servicii de brokeraj la bănci, popularizarea acestor servicii. Pentru că noi am trăit într-o perioadă în care era, da, Knișca, am păstrat bani la Knișca. Și tu știi că asta e un soi de rezervă a fiecăruia om sovietic, post-sovietic, biorând banii ăștia la Knișcă, s-au ars, s-au pierdut și nu știu cine s-au îmbogățit, dar cineva au rămas super sărac. S-a format acest gap. Deci noi nu puteam să revenim la un sistem economic sănătos în care oamenii să pună deoparte niște bani și acești bani să nu se ducă în consum și în pantaloni la piața centrală, dar se ducă într-o creștere economică, în beneficii, într-o siguranță că băi, eu pot să am o pensie bazată pe experiența mea, dar pot să am o pensie bazată pe niște câștiguri investiționale care sunt cumulative și în 14, 20, 30 de ani, ca atâtea mi-a dat. Mie asta mi-ar fi plăcut să am, parcuri în care la 60 de ani, poate cu un început de nepoțel, nepoțică, cu toate la 60 de ani, da, cam așa cred că, depinde de ce ori vrei copiii noștri. Poate peste 30 de ani îți dai seama, dar nu s-o mai naște copchii, poate să și copchii din nanocipuri. Noi nu avem cum să știm asta. Da, okay. Nu știu dacă ți-am răspuns. Sunt multe lucruri care mi-aș fi dorit la 60 de ani. Pentru mine, și nu știu dacă 60 de ani neapărat e bătrâneță, dar eu țin minte prima dată când am mers în Germania la studii și era un tur cu care am plecat cu instituția la care învățam. Am plecat la un, nu știu, castel și am văzut autobuz unul după altul de turiști. Zic, băi, popular castelul ăsta și din autobuzele ăștia ieșeau oameni sigur peste 65 de ani. Cupluri adesea. Cupluri de bătrânei simpatici care au venit în excursie. Dar eu țin minte că am crescut cu bunicuța Serafima, cu mâca Ana, care în copilărie ne explicau
Яка стає стінка, яка ще один помана, яка латиця нього смор, яка ла 75 гатай батрнеца. Кума дика ла 75 гатай батрнеца? Noi cunoaștem oameni de 80 de ani. Eu nu vreau să cred că 60 de ani asta e vârsta de bătrânețe. Oameni de 80 de ani pe care știi, ajungi să-i întrebi în Canada cu ce vă ocupați în timpul liber? Și canadianul de 80 de ani spune, timpul liber? Eu am afaceri, eu n-am când să am timp liber, eu trebuie să mă ocup de ele, înțelegi? Și noi am întâlnit asemenea personaje, persoane în Canada care te fac să crezi că poți să ai o leacă de mind shift asupra vieții. Spune-mi cartea ta de căpătăi care le-ai recomandat-o bibliofililor care ne urmăresc acum. Cartea mea de căpătăi este... Biblia. Este o carte care se numește Igiena intima a femeii, volumul 2. E scrisă de Raisa Pisa, o scriitoare din Vasleni. Din Susveni, de lângă Sovata. Eu n-am o carte de căpătâi. Sunt cărți care mi-mi place să le recitesc. Probabil pot să recomand cuiva să țin un volum de poezii de la Arcadiu Suceveanu, dar poate... Care e poezul tău preferat? Câțiva. Alex Turner, solistul din Arctic Monkeys. Bun poet. Nikita Stănescu. Arcadiu Suceveanu. Da, cred că m-aș opri. Că pe alții, pot spune de Blaga, dar mult mai puțin l-am citit pe Blaga, cu toate că el are niște lucrări fantastice, pur și simplu. Nici se pare așa de puțin studiată poezia lui, că tu te oprești în școală numai la Nu strivi corola de minuni. De fapt, este studiată, eu da? Chiar ți-aș spune. Acum, clasa 12, acum l-am trecut și e destul de... Că eu am dat de niște volume de poezie de lui, bă, da, fantastic super, și imagine. Da. Construiește omul. Voi ați avut o mare... șoc, aș putea spune, la moartea lui Viorel Maldare. Ați avut o relație foarte bună de prietenie. Povestește-ne despre cum s-a născut această relație de prietenie cu el. Relația mea cu Viorel cred că a început prin 2003-2004, dar noi nu avem o dată anume, un 8 martie pe care îl sărbătoream, pentru că tot asta era iarăși construit dintr-o întâmplare, cum ți-am mai vorbit. Ceva în univers s-a conectat și a făcut așa că anumiți colegi de liceu sau... colegi din dezbateri să fie prieteni comuni și mă tin că noi ne-am văzut la primele tentative de tabără de dezbateri, la ședințe culturale pe la prieteni în care cântam din Coldplay și Radiohead-uri până la 4 dimineața. Da, că după asta să continuăm cu Viorel să lucrăm la jurnal și cred că Viorel era un soi de arbitru al umorului. Dacă trece filtrul Viorel, dacă trece de filtrul Viorel o glumă, noi spuneam, băi, gata, aici și narziși, și loți. Viorel a zis că e bun, Viorel a acceptat-o. Iată, da, nu știu, e colorat, Viorel e colorat și amintirile cu Viorel sunt foarte colorate. Eu nu știu dacă pot să mă opresc undeva și să spun despre ceva anume, dar cred că prin creațiile lui Viorel lumea ar putea să-l cunoască, căutând spoturile lui publicitare, admirând moștenirea pe care ne-a lăsat-o. Ce apreciezi tu cel mai mult la neamul nostru? O chestiuță care ți face așa să spui că da, eu zi Moldova, îmi place. Eu am ajuns o leac să cred diferit despre apartenența mea etnică și teritorială în ultimul timp. Înțelegând, considerând și crezând că noi toți suntem un fel de oameni a planetei. Știu că asta e greu de probat, greu de crezut. Și e ușor de spus că neamțul este punctual și moldoveanul îți bagă cuțitul în schinare dacă te angajează la lucru. Dar la fel și un neamț îți bagă cuțitul în schinare și la fel sunt moldoveni foarte punctuali care se țin de cuvânt. La fel sunt moldoveni care cânt frumos și există neamți care cânt frumos. Dar iarăși putem să luăm doar neamți și moldoveni. Mie îmi se pare că noi nu trebuie să uităm de noi ca homo sapiens. Și de fapt că noi, din foarte pură întâmplare, am avut niște strămoși care cumva au ajuns în acest spațiu și sute de ani cumva noi am aparținut cultural la o evoluție, la un curs istoric. Cu același succes, tu puteai fi un tânăr din Omsk și eu puteam fi un consilier municipal într-o localitate din Albania. Și noi să nu ne cunoaștem, suntem doi oameni albi, caucazici, cum se mai cheamă, din Europa, creca.
am ajuns pe planeta asta, înțelegi? Nu, înainte eu poate credeam și mă asimuiam cu anumite popoare de astea mai șerbențele, mai mediteraniene, sau uneori mă comparam cu irlandezii, când îmi place să bem și dansăm și cântăm. Dar o trăsătură care ar fi comună pentru un termen de asta nu foarte lung, antropologic, o trăsătură comună ar fi că noi totuși suntem o țară mică și noi avem trăsături de țară mică. Eu odată am ascultat un comedian din Islanda și el vorbea despre niște fenomene din Islanda, care are cât 300.000 populație, cât sectorul Ciocana. Și el vorbea despre niște chestii, zic, băi, Moldova e fix așa. Moldova, aproape fiecare om se cunoaște pe stradă. Este faimoasă asta gluma lui, a interpretei Bjork, când ea spune că eu refuz să fac concert în Islanda, pentru că acolo permanent găsești cineva în sală care zice, Bjork, noi am făcut sex cu tine, ți-ai minte? Că țara e mică și tăți cunosc. Multe aspecte astea care țin de ruralitatea noastră. Că noi totuși nu suntem cotropitori. Nu poți zici că sunt țări cotropite și asuprite de Republica Moldova. Cred că asta ar fi o trăsătură, dar mie îmi place, eu foarte tare o îmbrățișez. Mie tare mă bucură intersecția de culturi la care noi ne-am regăsit. Noi ca generație, da? Că noi putem să vorbim despre un Victor Tsoi, noi putem să ascultăm o Vama Veche, noi putem să pomenim de un Joe Rogan, de un Tarantino și tot asta să și în capul nostru, în creierile noastre și noi să fim atât de bogați cultural și putem să ne înțelegem cu o groază de oameni pe tot glob pământesc. Vine acum cineva la tine și îți propune să te implici în politic. Aha. La modul cel mai serios. Uh-huh. Da sau nu? Mă gândeam cum să spun mai politicos nu. Nu vă rog. Eu aș vrea să mă implic în politică atunci când aș fi gata să fierb un proiect personal. Mie mi se pare că pentru chestiile mai o leacă mai îndrăzneață pe care eu aș vrea să le fac în politica moldovenească, poate încă nu s-au copt anumiți politicieni și asta ar compromite unii politicieni să vrei să mă accepte la ei în formațiuni. Dar nu sunt sigur că dacă mi-aș crea o mișcare, aș vrea să-i văd rostul în politică. Eu adesea am văzut că poți să faci lucruri frumoase nefiind în politică. Poți să fii influent și să ai o părere care atinge un public mai mare și să poți, să poți aduna comunități fără a fi neapărat în jurnalismul clasic. Da? Da, I don't know, nu știu dacă sigur aș vrea în politică. Eu aș vrea să cred că putem face schimbări la nivel civic. Da? Putem naște celule, triburi, oameni curioși. Eu azi dimineața vin după o discuție cu niște, cred că vreo 30 de tineri, cred că erau sub vârsta majoratului, care erau la o tabără despre media, despre mass media, despre consumul de media, media literacy, despre fake news-uri. Băi, și noroc, eu la 18 ani la asta nu mă gândeam. Cu toate că eram norocos, aveam câteva interacțiuni pe la Radio Moldova, erau niște burse pe atunci, eram norocos că la Mircea Eliade aveam acces la anumite informații care țineau de activități extracurriculare. Dar eu sunt tare bucuros de asta, că există un început pentru tineri să fie conștienți că informația pe care o consumăm noi, nu mereu unde, Agora, Ziarul de Gard, Facebook-uri, TikTok-uri sau panouri publicitare, tot este o informație. Și tot poate să aibă un interes financiar, un interes de a ne manipula, un interes de a ne mișca, dacă e vreo publicitate socială, fair, da? Așa că e bine să avem acest filtru, să zicem, stai o leacă. Mi-am place, este un sfat foarte bun la un trainer de meditații pe care îl ascultam o perioadă. Respond, not react. Noi adesea reacționăm și mai ales social media te împinge să reacționezi. Emoțional. Da, ura, bam, polarizare, hop, nu, eu sunt cu albi, eu sunt cu negri, eu sunt cu roșii, eu sunt cu verzii. Stai o leacă, respond, not react, formulează-ți o părere și vezi, dar poate atunci nu trebuie să te încălzești pe seama acestui subiect. Iată. Care e țara ta de vis în afară de Canada și Moldova? Țara de vis? Nu sunt tare de acord cu noțiunea de țara de vis. Țara în care... Eu cred că e bine să ai o țară în care să știi dacă ți-e rău, poți să apelezi să-ți se facă bine. Și tot asta să știi pe alb, în termeni legali. Și dacă ți-e bine, poți să sărbătorești asta decent și să ai alegeri. Nu știu dacă am spus suficient de clar, dar nu știu dacă am o țară de vis.
Bineînțeles că îmi place ce au făcut nemții din Germania, post-război doi mondial. N-am fost niciodată în Rusia, poate m-aș fi îndrăgostit de Rusia, că Rusia e o Canada destul de frumoasă, poate e gestionată prost. Că la nivel de natură și întindere... Dar Siberia e frumoasă, da? Da, și dacă stai să-l citești pe Dostoevski despre cum trăie lumea în Siberia prin secolul XIX cu linguri de icri negre, știi, și cu bând șampanie, probabil înțelegi că și acolo există potențial. De ce... Nu știu dacă acum mai există oameni cu linguri de icri negre și șampanie, dar cred că vreun magnat ceva există pe acolo. Când mergi în străinătate și le spui prietenilor că ești din Moldova, care e primul lucru cu care reacționează ei? Hai să pornim la faptul că eu am tare puțini prieteni în străinătate. Și de obicei, când faci te cunoști cu cineva, dai o mână și spui din ce țară ești, mulți moldoveni cred că au remarcat asta. Prima reacție a unui anglofon, a unui american, canadian, este nice. Și aici probabil se oprește discuția. Pentru că adesea oamenii nu prea știu tare multe despre Moldova. Mi s-a întâmplat foarte rar să dau de oameni. Am fost la colegiul Dawson din Berlin și era un profesor de germană care cunoștea tare multe despre Moldova. După lecții, noi ne opream și el ne povestea și părerea are el despre conflictul transnistrian, despre influența Rusiei, deci zic, wow, stai olea, palehce. Și el era copil din nemți care a venit prin anii 50 în Canada, respectiv era din generația a doua și preda limba germană la copiii canadieni. Da, așa că poți uneori surprinzător să dai de oameni destul de informații care cunosc despre această bucată de pământ. Asta e bine. Dar destul de des, poate și tu te-ai confruntat cu asta, dar chiar și țările vecine, eu cred că dacă facem un experiment foarte ușor, cunosc destul de puțin despre Moldova. Și acum pe final vreau să spui audienței noastre un mesaj motivațional de la Andrei Bolucan. E prea de vreme în timpul zilei ca să dau sfaturi motivaționale, prieteni. Un par de șampanie, ceva? Da, nu, încercați să nu vă feriți din a vă cere scuză. Nu știu dacă am spus clar. Noi, eu și-o puțin am un drum în viață pe care l-am parcurs și după asta, peste ani de zile, zic, dar eu mă tin că puteam să rănesc pe cineva, sau mă tin că am atins emoțional nu tare bine pe cineva. Împlieți-vă de respect și iubire, împărțiți iubire cât mai mult, primiți iubire. Mai ales deputaților, dacă vedeți în stradă. Eu am câteva tutoriale despre cum poți să întâlnești în stradă, da? Foarte respectuos. Ia ca și sănătoși. Mulțumim. Mersi. Ne vedem.